ciudat că am vrut foarte mult și până acum cred că nu mi-a dispărut sentimentul ăsta. Am vrut să cânt la trompetă. Cred că aveam vreo 6 ani și am spus, tata vreau să cânt la trompetă, hai, mă, la școala muzicală. N-am plinit 7 ani, m-am dus la școala muzicală, n-a putut să se întâmple să dea o trompetă pentru că eram foarte mic și foarte... Nu puteam ține trompeta. În schimb, peste un an, profesorul meu de fluier mi-a găsit un saxofon în școala de muzică din Cricova. Saxofon într-un depozit foarte vechi, l-a aranjat el un pic și a zis, băi, nu vrei să încerci saxofon? L-am luat în seara aia acasă și de atunci... Păi cea mai mare parte a timpului petrecut cu instrumentul sunt în afara scenei, de fapt. Acolo unde studiezi, unde asculți muzică, încerci tot felul de chestii, încerci să meditezi cu instrumentul în braț, încerci să devii una cu el, să devină respirația ta, instrumentul tău. Scena este doar un punct final, hai să zicem așa, sau ultima pagină a cărții, de fiecare dată. Da, ca să ajungi în scenă, trebuie totuși să parcurgi toată cartea. În care ai simțit că ești tu, Alexandru Arcuș, ăla care, uite, că e un brand, e un nume azi? Cred că atunci când m-am întâlnit cu oamenii din formația Trigon. Cred că atunci am simțit că, uite, ăsta e drumul și cariera pe care vreau să o fac, de fapt. Atunci am simțit că, uite... Aș fi cumva interesat de așa un gen de activitate și să-mi duc așa un gen de viață. Cred că atunci, la 21 de ani, când am intrat prima dată în formația Trigon. Până atunci a fost mai ciudat, au fost căutări, am cântat peste tot. Vorbeam cu cineva despre faptul cum ziceam, are nevoie neapărat să treacă și prin etapa asta de cârciume, de nunți, de cântat. Neapărat să treci prin chestia asta. Atunci simți, de fapt, toată valoarea muzicii. Când apuci din cele mai de jos nișe până ajungi sus, ca să prinzi toate etapele, să treci prin... E la fel ca evoluția unui copil. Trebuie să treci prin toate, în adolescență, să te drăgostești, să te desparți, atât și muzică, te îndrăgostești de un gen de muzică sau de undeva ție sufletul. Trebuie să rămână, deviezi, ai apus pe altă cale, până îți găsești cumva și definești un drum mai larg, să spunem așa, care are mai multe cărări, care merge înainte. Drog, prin ce ai cucerit tu pe cei de la Trigon, în mod special pe Anatol Ștefănesc, pentru că știm, filtrul pentru Trigon e suficient de mare și mulți au ajuns acolo să încerce și n-au rămas. Tu ai rămas totuși o perioadă. Da, am cântat cu ei 5 ani. O perioadă lungă, o perioadă bună, perioadă de studiu pentru mine a fost. Oamenii ăștia chiar m-au învățat tot ce știu acum, hai să zicem așa. Plus, după aia am mai avut experiențele separat fără ei. Dar mi-au dat o școală foarte, foarte bună și nu știu prin ce l-am captivat pe domnul Ștefăneț, nu știu de ce m-a ales, nu știu cum a fost, nu știu cum s-au aranjat stelele în cât am ajuns să cânt cu ei. Trebuia cineva care înțelege ce înseamnă, de fapt, formația Trigon și muzica creată de Trigon. E un pic mai complicat conceptul, pentru că nu e vorba doar de un stil anume. E vorba de niște combinații, e vorba de niște gânduri măcinate acolo, care s-au măcinat de ani de zile și atunci nu poate veni oricine sau nu poți să iei
periodic pe cineva doar că ai un concert. Trebuie să fie un om care stă acolo și, nu știu, gândește sau ajunge să gândească la fel ca oamenii din trecut. La 20 ceva de ani, te-ai dus, împarți filozofia acumulată de ei în 20 de ani de activitate împreună. De seama că eram varză, eram verde, nu aveam nicio treabă, nu citeam, nu făceam nimic, eram out. Nu știu, au văzut un potențial în mine, sau Ștefănesa a văzut, cred că, potențialul de talentul ăla de spontan, nebun pe care îl aveam. Și a zis că hai să încerce să mă cultiveze. Și... Da, apropo, ce crezi tu despre muzician? E suficient să fii doar virtuos sau trebuie să mai acumulezi și altceva? Eu cred că e foarte important să fii foarte divers și să-ți găsești inspirația nu doar din muzică, dacă faci muzică. Sunt atâtea lucruri frumoase create de om în lumea asta, cum sunt cărțile, cum e teatru, cum e arta vizuală, cum e dansul, cum e... Cred că e foarte important ca un muzician și aici e o paranteză, pentru că din păcate muzicienii în brasla artiștilor sunt, din păcate, considerați cumva oamenii cu intelectul cel mai redus. Și am sesizat chestia asta. Atitudinea asta din partea altor artiști, ca actorii, spre exemplu, care sunt destul de erudiți pentru că citesc foarte mult, studiază mult, nu știu, sunt mai altfel. Noi, muzicienii, ne izolăm cumva doar noi cu instrumentul. E bine să studiezi, foarte bine să studiezi doar tu cu instrumentul, dar pe lângă asta mai sunt alte surse de inspirație și alte surse de valori pe care ar trebui să le asimilăm. Mulți din muzicieni nu ajung să facă chestia asta și rămân doar cu instrumentul și atât. Sunt doar instrumente și foarte buni. Și eu am făcut parte din brasla aia care n-am citit până la 20 și ceva de ani. Și acum, când toată lumea stă pe net, tu te-ai apucat să răsfoiești cărți? Da, îmi place, să știi, îmi place. Și am mereu cărți la mine. Citesc în rusă, citesc în engleză și citesc în română. Încerc să le cuprind pe toate. Este cam greu în rusă, pentru că e destul de complicat. Tu ai apucat să înveți rusă la școală? N-am sau tu ești generația care nu? Și unde ai învățat rusă? În stradă. În stradă, televizor, mass media, asta au fost. Da, ți-e utilă cunoașterea limbii rusă într-un foarte context? Utilă, foarte utilă. Mă simt cumva privilegiat câteodată, în unele cazuri. În primul rând, e încă un mod de a gândi în anumite situații. Pentru că știm că fiecare limbă, fiecare frază înseamnă ceva și o atitudine față de... Și în rusă, spre exemplu, sunt câteva chestii care te pun să gândești. Câteodată îmi fac traduceri din română în rusă ca să înțeleg mai bine situația și sensul. Sau invers, din engleză în rusă, pentru că pot să găsesc analogie din limba engleză sau gândul în limba engleză cu gândul din limba rusă. De la Trigona, Anton Ștefăneț merge și cântă muzică populară cu formația Fluieraș, de exemplu, iar Alexandru Arcuș merge cu Alex Calancea. Un pic diferit așa ca genuri muzicale. Pentru tine e altceva sau este doar muzică? Și acolo și dincolo. Este cumva muzică, dar oricum percepția e diferită față de senzațiile care le ai. Atunci când cânti cu Alex Calancea, sau acum, dacă tot sunt în România, cânt cu Horia Brenciu, și atunci când cânt cu Javra, cum am cântat ieri, sau când cânt cu Arcuș Trio. Este același muzician Arcuș sau tu te transformi dintr-o situație în alta? Cred că mă transform, dar cumva sunt același, doar că am mai multe fețe. Dum 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 d
Toți cei care sunt muzicieni râvnesc măcar o dată să cânte cu Alex Calancea. Tu ai fost unul dintre muzicienii lui preferați. Cum e să cânti cu Alex Calancea? Sau ce, ce oferă? Nu percep așa cum îl văd oamenii. Sau ce oferă el mai mult decât oferă alți muzicieni? Experiența asta oferă. Pentru mine de asta zic, a fost experiență. Mai ales că cumva am fost lângă el atunci când s-a format, când de-abia a început să înflorească tot ce înseamnă azi Alex Calancea. Și am trecut împreună prin niște etape. Am fost întotdeauna lângă umărul lui și l-am susținut și l-am dat de la mine tot ce am putut mai bun. Adică eu îl văd din altă perspectivă. Îl văd ca un muzician simplu care a avut un scop și cumva și l-a atins. Restul muzicienilor văd că, mamă, are Calancea. That's Alex. Like, what are you going to play today? I will see you on stage. Okay, what? Do you have a plan? Yeah, I have a plan in my mind. Okay. Would you share with us? No. Yeah, I had really to like press. Like, okay, what are we going to play? Do we have a clue of the tunes? No. Don't worry. It's E, yeah, E minor. Yeah, it's minor. Yeah. It's easy tune. I'll then, tell you when to yeah, play. Yeah, I tell you. But then it's like total arrangement. Yeah. Play. Like, okay. And when he's always like, play now! don't play him anymore. Filmul 100 din mobil, am văzut și valențele tale actoricești. Ai putea să fii un actor. Experiența asta n-ar fi acceptată orice muzician dacă n-ar simți că poate mai mult decât să cânte. Adică nu e frică de cameră, pot să mă uit, pot să... E doar un ochi care privește, ca toți, ca mulți alți ochi care stau aici acum în sala asta. Adică trebuie să fii... Probabil trebuie să fii natural. Și trebuie să fii împăcat cu ceea ce faci și cu gândurile proprii. Alex Calancea, Trigon, AMO. M-am pregătit pentru, da. Și asta mă ajută până ziua de azi. Și cu Horea Brenciu și cu Arcuș Trio. Să fii liber, să fii natural. Să nu-ți fii frică de sentimentele tale. M-am văzut ca un muzician. Adică eu un muzician care mă uit la un film despre muzică și văd alt muzician care încearcă să-și exprime gândurile și nu prea reușește. Cam așa m-am văzut. Eu am o problemă cu limba română. Deci încă nu sunt foarte familiarizat. A fost tranzacția aia din Republica Moldova, România, București, cu tot felul de accente, schimonosiri. Trebuie să asculți. Și nu mă simt foarte sigur în limba română. De asta prefer să nu dau prea multe interviuri și să nu vorbesc prea mult, știi? Dar cred că e important și asta. M-am bucurat foarte mult când am găsit numele tău acolo. Mi s-a părut așa că parcă...
parcă e și Basarabia acolo un pic și parcă venim și noi cu ceva plus valoare în contextul... Experiența cu Maramureș a fost foarte, foarte haioasă. Deci nu, atunci am simțit cumva spiritul, de fapt, nu știu, antic, românesc. Acolo l-am simțit și nu l-am simțit, când nu l-am simțit nicăieri. Și cum ai zis tu, am simțit mai mult spiritul Moldovei acolo decât în Republica Moldova. Eram o gașcă de muzicieni străini, fiecare ne-am cunoscut acolo. Haideți o săptămână să ne distrăm, cam asta a fost gândul. N-a fost gândul că noi trebuie să cântăm extraordinar sau trebuie să facem extraordinar ce muzică sau nu. Nu, hai să luăm de la prezentul, la locul prezent, ce putem să interiorizăm, după care să exteriorizăm ceva. Adică n-am avut așteptări, n-am avut scopuri, nu ne-am propus chestii. Am zis, hai să o lăsăm așa. Și în ziua a cincea, de-abia m-am apucat de repetiții. Deci până atunci am fost așa, am gustat, ne-am plimbat pe acolo prin Maramureș. Un proiect foarte interesant. Eu m-am bucurat foarte mult să particip la acest proiect și a fost cumva primul pas către România. Am stat mai mult timp și mi-am zis că da, aici e locul în care aș putea să-mi desfășor activitatea. Gândurile despre trio și despre muzica pe care urma să o înregistrăm cu Arcuș Trio a fost mai vechi, încă pe timpul când era în formația Trigon și cu ales Calancea Band. Dar s-au rugumat, s-au măcinat gândurile. Când am venit la București, am găsit și oamenii potriviți pentru asta. Și practic ei m-au susținut. Și cu defectul limbei. Care poate fi un efect la un sau, moment. Da, care acum e un efect pentru că să-mi zic moldovene. Și muzical și cumva mi-am găsit aici o familie muzicală în care mă simțeam foarte, foarte detașat, comod. Și, na, a fost cumva perioada bună. E, de fapt, perioada bună pentru că continuă încă. Acasă. Am venit foarte, foarte relaxat și susținut de băieții, de Marcel și de Adi și de Andrei. Contează mesajul care a transmis la public sau energie pe care o creezi acolo în scenă, care o concentrezi și o trimiți exact în țintă, știi? Foarte mulți au venit și au exprimat cumva bucurie că au ascultat asta. Eu la fel mă bucur nespus de mult de fiecare dată când oamenii vin și îmi zic, băi, mi-a plăcut. Zic, băi, mă bucur că v-a plăcut. Înseamnă că am vibrat împreună cu aceeași energie. Și dacă vine cineva să îmi zice că, băi, nu mi-a plăcut, mă bucur la fel. Înseamnă că undeva există și alt fel de energie și alt fel de unde în care nu se intersectează. Înseamnă că suntem mult mai diversi, suntem mai variați. Înseamnă că lumea e frumoasă totuși. Ce îți lipsește din țară, de acasă, de la Chișinău? Vai, nu am mai gândit la chestia asta. Hrișca. Bomboanele Bucurie. Coniacul. Bine, e Cricova. E sora care stă acolo, care a mai rămas în țară. Când spui Cricova, lumea crede vin de la Cricova. Așa, se creadă că e de acolo. E sora. Pentru că am o legătură foarte, foarte strânsă cu sora mea mai mare și cu copiii ei, cu nepoței, care sunt la fel de hidoși cum eram și eu cu sora mea și cumva aia, în momentul ăsta mă face de fiecare dată să mă întorc. Am lăsat foarte mult și mă stau cu gândul la ei cam de dimineața până seara. Dar e un gând plăcut. Știu că sunt ok, sunt bine. Sunt fericiți, sunt împăcați cu ceea ce sunt la moment. Vorbesc și de părinți și de soră și de bunici. Oamenii îmi lipsesc. Nu neapărat locurile sau... Pentru că energetic e cam seacă țara. Au secat-o, au scurs-o de toată energia și toată vlaga.
Dar oamenii sunt încă buni, sunt cu sufletul foarte deschis și înțelegători. Sunt cei mai înțelegători oameni pe care am văzut. Trăind într-o societate care îi presează și îi diseacă. Și imagine zi de zi. Și imagine, ei sunt cumva cu... Și am văzut asta într-un reportaj care m-a marcat și mi-a schimbat atunci cumva gândul asupra ce înseamnă să fii, să trăiești în țara asta, micuță. De obicei când vezi dezastre, inundații, chestii și vezi interviuri cu oamenii care le-au luat casele, le-au luat... Oamenii plâng, oamenii sunt distruși. Câțiva ani în urmă a fost un caz similar în Soroca, nu mai țin minte, sau în partea de nord. Și luau interviu de la oamenii care au rămas fără case și oamenii erau cumva, ce să facem? Mai mergem mai departe, mai construim una. Adică erau cumva, au văzut din altă perspectivă, au văzut-o din perspectivă, acum sunt liber să creez, hai să mai încerc o dată. Și asta reprezintă, de fapt... Parte din spiritul basarabean. Da, din spiritul basarabean. Înainte, hai să mergem înainte. Thank you.